și o să zic oamenii de la casă, oleu, dar voi sunteți nebuni, ați luat totul roz. Pijamalele ideale pentru Mara. Roz! Pentru mine. Nu! Pentru mine. Nu-ți plac? Nu cred așa. Rafaela cu căpșuni. Nu-i cu căpșune, cu smeură. Am găsit un cățeluș roz. Oh. Vezi că se le face aici? Salut și bine ați venit la un nou challenge. Deja încep să ne placă provocările. Iar astăzi am ales să facem 24 de ore într-o culoare. Sau mă rog, ce-o mai rămas din astea 24 de ore? Nu contează, mai bine intitulăm vlogul așa: cumpărături într-o culoare sau cumpărături în culoarea roz. Așa că tot ce vom cumpăra astăzi va fi stabilim niște limite, dar le vedem pe parcurs. Să mergem în mall! Și jucării! Hai, jucării! Și deși toți suntem îmbrăcați în nuanțe de roz, diferite nuanțe de roz, până și tati s-a îmbrăcat în nuanțe de roz. Și telefonul e camera, să te vezi. Și husa chiar e roz de la telefon. Noi se pare că am ajuns prea târziu la mall și magazinele se închid. Se închid chiar acum. N-are rost să mai intrăm. Așa că veți vedea o seară obișnuită din viața noastră, rutina noastră de seară. În roz! Unde mergem? La o înghețată? Hai! Da! Da. Și la Mac! La Mac, la Mac! Ce zici, tati? Sărac versus bogat la mall? Săraca? Bogata! Ce Mara nu mai are rochii roz și să vă spun, s-a îmbrăcat cu o rochie de-a mea de acum câțiva ani, ca să înțelegeți cât de slabă era. Nu. S-a închis. Vrei sus? Dar asta nu e roz, Bri. Și iată că la Noriel s-au închis și luminile. Se închide și poarta. Pe scurt, ne luăm înghețată albă, chiar dacă facem cumpărături în culoarea roz. Și am găsit o soluție. Mall-ul se închide, dar supermarketurile nu, așa că mergem la Cora. Au o Cora jucării, au o Cora haine, să zicem, au o Cora produse, au mâncare. O fac eu roz în editare. Ia. Super, ia. Ping. E roz. Gata, fetelor. Hai sus, Bri. Voi știți că la mea înghețata de 1 leu nu mai e 1 leu și este 1 leu 50? Gata! Hai, la mașină și fuga la Cora! Am ajuns! Repede! Să nu se închidă și aici! Haideți! Am parcat pe roz! Am luat poș și să înceapă aventura noastră în căutarea rozului! Să mergem! Să începem cu haine, jucării sau legume! Haine, haide să haine! Haine! Tati, eu am găsit ceva roz. Poți să-l iau? E roz! Merge în coș? Foarte roz! 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 Wow! Sunt roz! Tati, trebuie un caroș să vezi ce se vede. Roz! Haine! Haine, întâi la haine. Tati, ce zic de un crossover roz? Așa, și chiar îl luăm. Ce pe asta? Pentru pus pe șezlong. Crezi? Mie îmi place, nu, eu crossover roz. Nu să-i de pus pe șezlong, dar e din bumbac și absorbe bine. Uite, arată bine așa, nu? Mara? Și asta, asta e cam roșu. E cam roșu rozul tău, dar merge, are și un pic de roz. Oh, o să zic oamenii de la casă, oleu, dar voi sunteți nebuni, ați luat totul roz. Nu se pune. Pentru că asta este provocarea. Hai, haine roz. Bicicletă roz. Asta acolo. Tati, s-a găsit un tricou roz. Uite. Ce zici? E ok. Da. Ce trebuie mai mare, asta se pare că e mic. Tu ce zici? O pălărie roz? E roșie. Pentru cine? Pentru mine. Super, ia-ți-o. Și stă bine. Hai să ne uităm la mărime. Tricou.
E un maieu. Maieu. Care e mare. Mare. E 31 de lei, nu mai e 49, cum scrie, dar mărimea. Nu au mărime. Foarte ciudat. Ele au sigur o mărime, dar cine știe unde se află? Ia stai, pe eticheta interioară ceva? E ok. M. M. L. L. Asta. Ia tate, cum e? E bine. E ok, merge de plată. Aici. 10 lei. Da. Mai mult îmi place asta, că e mai ieftin. Nu, tate, dar merg două. Nu, nu, nu. Cu cât mai rost, cu atât mai bine. L. L. Ăsta e. Îl lăsăm și pe ăsta. Cu cât mai mult, cu atât mai bine, tati. Rost să fie. Atât e mult, papuciul, nu? Și vrei să ne luăm papuci așa ăsta foarte fain. Cu păr de ăsta roz. Un roz? Hei, iată un roz. L-am luat. Roz așa? N-am mărime mai mare de 40 și 40. Uite, roz așa parcă avem, nu? Avem, da. Nu. Hai la haine de copii, fetelor. Eu vreau roz. Cred că sunt descalțat. Tati, roz, pijamale roz. Așa? Sunt așa, roz. 8 ani. Uite ce-am găsit. Meu. Wow, stai să vedem, Teo. Tu știi că la coloniță avem o problemă, nu? Vrei așa roz? Eu vreau de 6 ani că... Nu, sunt pijamale. Uite, mai sunt și pe partea asta foarte multe hai roz. Hai să uităm și pe partea asta. Uite, mai mare! Mara, asta e mare! Opa! De cât e? 10! 10? Da, nu-i mai vine mare. E aici pijama mare. Uite, cu mini! Mult mai frumoase! Pe cu mine! Cu troll! Trasă cu troll, nu cred că au pantaloni. Nu, doar... E rochiță. Deci nu. Cu care vrei, Vli? Cu... asta. Cu mini. Ha. Mami, de 4? 4, 4, da. Gata. Și în coș. De 8 ani. Uite, și-a luat și Teo. 8 ani. Eu mai găsisem ceva. Două perechi de pijamale cu 32 de lei. Da, nu decât mărimile astea. Asta e de 5. Și aia care sunt sigură că îi se potrivește Teodorei. Ia uite ce fain. Noi pentru provocare e XXS și îmi place foarte mult. Dar nu e roz. Și pentru, nu pentru provocare. Da, da, tati. Ia vină încoa. E roz. Din editare. N-ai zis tu? Bun, până la urmă, Teo? Mi-am luat înghețată, pijamale. Foarte faină, roz. Roz aici, roz aici. Și să-i luăm și prianei. Nu? Tot eu. Mara, nu ai. Am găsit pijamalele ideale pentru Mara. Roz! Pentru mine. Nu! Pentru nu-ți plac? Mine. Deci nu. Era o glumă. Eu zic să dăm o fugă la dulciuri. Am găsit pentru Mara. Perfect! Pe ăsta îi luăm. Mie e unul așa de 8 ani. Mie mi-e unul așa de 0,52, nu știu. Okay. 12 ani. 12 ăsta ani. E bun. 8 și 12. Și pentru Bri? Pentru Bri. Trebuie să aibă, că eu da, văd aici normal. 4 ani. Bravo! Tricouri roz pentru fiecare. Iale. Uite ce am găsit. Mie nu-mi place, oricum e de bebeluș, nu-mi place. Ne-am luat tricouri, dar pantaloni. Wow! Ai găsit Mara? Ce-ai găsit Teo? Nu cred așa ceva! Asta este un cal adevărat, căruia i s-a pus un corn. Și asta este un unicorn desenat. Tam tam! Mie nu-mi plac. Nici eu nu mă dau un gând după ele. Wow, wow, pantalon, 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 pantalon! Pentru mare, chiar așa. Îmi vin. Îți vin, 10 ani, deci vreau și eu. De 6 ani, Teo. 6. Am găsit 7. Am găsit și eu 6. Hai 4. Să vedem de 3, să vezi că 3 n-au. Nu au. Mărimile mari. Ia 5. Și avem și o bicicletă eu, roz eu pentru okay. Bri. Mă rog, e pentru plajă. Ok, Mara, tu? Aștia de 5 ani și e mai mici, dar nu cred că-s potrivit pentru Bri. Așa că-i las. Rămâne roptița, dar nu-ți vine Mara. Nu. E mică. Nimic. Și voi pantaloni? Și pentru greu doar pantaloni. Totul roz! De la dulciuri! Tati, tati! Ce zici de o crachiță roz? Chiar e frumoasă. Și cu una!
Ce tare! Ce părere ai? Nea, că după aia trebuie să gătesc în ele. Mai bine le las aici decât să mă sabotez singură. Eu gătesc singură. În ele. Lăsați, hai să mergem. Mai găsi șosete roz. 39, 42. Prea mari. Vrei așa? Ți-am luat ultima oară de la Taco 10 perechi de șosete. Voi chiar nu vreți dulciuri? Dintre ele sunt roz. Sau jucării roz? Nu neapărat să fie jucăria roz. Poate să fie ambalajul roz. Se pune? E goală. Chipsuri? Da, goale. Sunt goale, e un burete înăuntru. Ce faceți acolo? Chipsurile nu sunt roz. Mai departe. Dulciuri. Dulciuri roz. Roz, ciocolată roz, ciocolată roz, ciocolată roz, ciocolată roz. Ciocolată roz. Ciocolată roz. Roz, roz, roz. Eu, a găsit-o. Haide roz, mie îmi place. Haide. Avem altceva. Le punem aici. E... Mama, dacă... Asta nu e roz? Dar ce e? Poți să-mi iau raspberry, cum se cheamă? Smeura, smeura! Păi smeura nu e roz, e smeurie! A apărut Rafaelo roz! Rafaelo cu căpșuni! Nu-i cu căpșune, cu smeură! Deci luăm roz! Mă roz. Uite, mami. Uite ce am găsit. Este tot roz. Ba da, roz, n-ai ce să zici. Am găsit roz. Ok. Buie, uite ce am găsit. Buie. Sunt colorate, are și roz. Nici alea nu sunt roz, tati, sunt roșii. Ia, mi-au de astea. Okay. Astea singurele roz. Și, și cu astea, astea, și cu astea, și cu astea. Astea îmi plac mie foarte mult. Și eu vreau. Mi-aș de asta. Bine. Asta nu să fie parte din cele. Am găsit ceva roz. Da. Foarte aici verde. Să mergem să căutăm fructe roz. Gen smeură rodie, chiar dacă sunt un pic roșii mei. Și-o luat-o. Bine, dar există o roz. Și eu, uite, ți-am găsit! Mara, am găsit un corn! Roz! Voi știți ce sunt astea? Nu! Am luat o dată de la Kik. Sunt foarte bune, îți pocnesc în gură. Îți face gura spumă. Și sunt roz! Deci luăm! Roz! Hai la fructe și legume! Căutăm fructe și legume roz! Voi le vedeți? Eu nu prea. Eu văd mai mult verde pe ei. Mai trimite alea cu caramel din Janet? S-ar putea să fie tot ceva de genul, de la aceeași firmă, știi? Da, da. Deci avem așa, avem roșu, verde, roșu. Tati, dar unde este rozul? Roz. Nu, e portocaliu, tati, dar până ta e nou. Roz. Portocaliu. Tati, grapefruit roz. Roșu. Of. Sunt sigură că e roz în nou, dar hai. Smeură! Nu e smeură. Luăm și de astea. Luăm niște de astea. Ăsta ce sunt? Coacăze roșii. Ăsta ce sunt? Nu sunt roz. Ăsta, cum se cheamă? Agrișe. Ăsta nu se pune, foarte bune. Roz așa. Super! Ia-l, tati, arată bine și chiar e roz. Roz! Am găsit fructe și legume, să zicem, dar sub formă de suc. Acum la jucării! Bri, hai la jucării! Lăsăm ăsta în coș! Roz! Uite ce a găsit Bri! Sunt foarte bune, am luat 3 dintre toate! În care de bebeluș roz! Dar sucul roz nu găsim oare? Da, da, găsim! La sucul roz! E roz? Da, e roz! Hai! De căpșuni! Hai, tati, uite roz! Beam de asta când eram mai mică! Corect! Roz! Și e bun! Mama, roz! Vreau să zic ceva! Roz! Hai să luăm brigada de căpșuni! A luat! Eu cred că e gata aici, pe la sucuri! Nu s-a inventat niște cola roz? Ia uitați! Voi ce credeți? Astea au chimicale? Da? Sau nu? Nu! Au doar zahăr și alte chestii. N-au chimicale. Cărți! Am găsit roz. Foarte multe! Jocurile minții, roz.
carte de citit roz. Uite, chiar e bună pentru Teo, pentru că uite, sunt foarte lăbuțe. Da, arată uite, foarte bine. Și am găsit o carte care trebuie să lipești activil doar pe asta. Super. Da. Roz. Eu vreau carte pentru mine de citit ca lumea. Jucării. La jucării. Teo, jucării. Am găsit carte, dar nu. Nu e roz. E greu, aici. Hai la jucării, hai. Repede, repede, că se închide. Voiam și eu o carte. Mara, ți-a luat la început, jurnalul unei puștoaice. Roz. Jucării roz. Roz. Cât sunt? Ia-o. O luăm? E roz. Da. O luăm. Era un trandafir roz. E cu sârmă. Da, dar să-ți-l faci. L-am găsit. L-am găsit. Îl-ai, Teo, îl-ai. Îl-ai, Teo, îl-ai. Și nu e roz. Îl avem și pe ăsta. Îl avem. Wow, ce se pregătește aici? Nu urmează nici ziua copilului, nici Paștele, nici Crăciunul. Ce e cu acest spațiu la jucării? Back to school. Se transformă jucăriile în back to school. Fetelor, hai fetelor. Uite roz. Am găsit un cățeluș roz. Oh. Foarte fain. Vezi că se desface aici? Să-l scoatem. Pe aici am luat cățeluș, nu? Gata. Ce frumos e cățeluș. Hai, e al... E ăsta. Dar nu poți să-l țin. Îți place? Gata, Teo, ăsta e al tău. Vreau ceva mai complex. Într-un minut. Asta vrei, Teo. Vreau tu mănânci. Am ciocolată pe ea. Uite, am găsit ceva roz. Roz, foarte faină. Ce spune e roz, Teo? Și e scumpă. Hai, baby. Nu e roz. Și deja... Ok. Și deja sunt însumat să ieșim, așa că hai mai repede. Ce ți-ai luat, Mara? Am găsit pentru Bri, așa. Roz. La ce Barbie? Bravo. Mm-hmm. Care vrei? E să iei pe aia. Da, să iei. Hai. Și gata. Avem pentru toate trei. Ok. Să mergem. Eu mi-am luat cățeluș și nu Barbie. Super. Nu mai îmi plac Barbie. Și acum veți vedea acasă ce am cumpărat noi. Roz. Am găsit aici ceva roz. Tu fifi roz, e ceva nou. Iată cât roz. Mara, cu tine ce-i? Unde-i rozul? Eticheta este roz. Rozul e pe eticheta. Și la mine Disney Princess. Mi-a căzut clipiciul, nu mai dau așa. Ia, ridică-te ca să vedem rozul. Și acestea sunt cumpărăturile roz făcute. O grămadă de dulciuri, sucuri, fructe și legume. Tati, știi ce n-am luat? Înghețată roz. Mm. Ah, dar am luat-o la mol, pe cea care se face roz în editare. Bun, ce mai avem? Cărți. Toate cărțile sunt pentru Teo. Cartea mare a dispărut din coș. Dar eu dau pe asta. Super, bravo, Teo, ești un copil foarte bun. Așa, ce am vrut să vă zic este faptul că pălăria nu avea preț și nu am putut să ne ducem să-l luăm, la fel ca și cartea, chiar dacă a dispărut din coș, pentru că am ajuns târziu la casă și gardianul stătea așa și a zis că nu mai avem voie în magazin. Noi am luat tot ce am putut să luăm roz, avem jucării, cățelușul pentru Teo, pisicuța pentru Bri. Am vrut să renunțăm la Barbie pentru că am zis că e mie bună pisicuța pentru Bri. Exact, și e mai roz și și-a dorit-o foarte mult, dar n-am găsit-o din prima. Și am renunțat la păpușa aceea pe care ați văzut-o. Eu mi-am dorit-o, nu Bri. Eu mi-am dorit-o foarte mult. Păi atunci îi dai cățelul Brianei? Au mai luat și altceva pe lângă roz. Erau vreo trei, dar ăsta nu știu cum mi-a scăpat și l-am lăsat în cadru. Hai, lasă și îl deschid acum. Deja l-ai deschis. Ia să-l vedem. Așa e, nu vezi? Wow! Cățelușul tău. Ok, să mergem mai departe. Da. Barbie pentru Mara. Plastilină. Pantaloni pentru fetele mai mari, tricouri pentru toate trei, pijamăluțe roz pentru ele două, tricou roz pentru tati, un unicorn roz și o căpșună din același material. Îmi plac tare mult. Unicorn și un prosop. Și prosopul ăsta, hai să zicem că ăsta e pentru mine, să am și eu ceva, nu tati? Da. Da. Ei, am și eu un produs! Răz, răz, răz. Dar ce scrie aici? Zile însorite. Limba română. Acesta a fost challenge-ul nostru. Cumpărător în roz. Roz. Care trebuia să fie la Moldar, a fost la Cora.
Pentru că așa ne trezim noi pe seară să facem provocările. N-avem ce face. Ziua suntem la muncă, după amiaza edităm. Dacă v-a plăcut, susțineți-ne cu un like. Dacă doriți să facem 24 de ore într-o altă culoare, lăsați-ne în comentarii culoarea pe care vă doriți. De asemenea, vom face 24 de ore într-o culoare dacă strângem la acest challenge minim 30.000 de like-uri. Așa că nu e greu. Culoarea și like-ul, totul e în mâna ta. Noi v-am pupat și vă spunem pa, pa! Pa, pa! Și să aveți o viață roz!